Românilor le place pâinea. Practic, nu există masă fără pâine, fie că vorbim despre micul dejun, prânz sau cină. Renumita franzelă este nelipsită de lângă ciorbe, fripturi sau chiar salate. Suntem printre cei mai mari amatori de pâine din Europa. Consumăm acest produs în combinații de-a dreptul bizare pentru alții, cu orez, cartofi, paste sau supe. Nu există masă fără pâine. Cum să existe? Pâinea satură, nu carnea jelea. Păi numai câțul nu mănâncă pâinea. Restul mănâncă toată lumea. Un român consumă în medie în jur de 7 felii de pâine pe zi, iar într-un an ajunge să consume până la 100 de kilograme de franzelă, mai multe decât dublu cantității recomandate. Cum să existe masă fără pâine? Nu s-ar putea exista o masă fără pâine. Trebuie să aibă omul ce să mănânce. Există masă fără pâine? Cam există. Există, dar... Încercați să o evitați? Eu, da. Dar degeaba. N-ați încercat să mâncați fără pâine? Da. Pâinea face parte din alimentația de bază a românilor. Specialiștii ne recomandă însă să fim atenți și la asocierea dintre pâine și alte alimente, pentru că de cele mai multe ori este una greșită. În niciun caz nu ar trebui să o consumăm lângă produse bogate în carbohidrate.